Like dacă nu vrei să rămâi fără telefon. Mai repede la universitate. Pe scurt, mi-am spart telefonul. Iar a duminică, în sfârșit am terminat să mă uit pe TikTok. Stai, dar cât acum ora? 3 dimineața? Da, le bat recordurile în fiecare zi. Degrabă să ajung și la 4 dimineața. M-am băgat la culcat. Dimineața, durere, jignire, mi-am amintit că astăzi e luni, m-am pornit la universitate, stop, cred că am uitat ceva, am revenit după geantă, iarăși am ieșit, stop, telefonul, am revenit acasă, unde este telefonul, unde, uite, l-am găsit. Mai repede la universitate. Oh, nu, am strins pumnii, oh my god, ecranul s-a spart, am mers să plâng în piernă, stop, trebuie să fac ceva, o să încerc să-l repar, am intrat pe YouTube să caut cum să repar telefonul, am dat de diverse channel. Prieteni, pe acest canal puteți găsi cele mai tari topuri, curiozități și lucruri interesante, cum ar fi 10 cele mai amuzante și genante momente sau 15 obiecte găsite sub apă și pe uscat. Dacă doriți să știți totul în această lume, link-ul spre canal va fi în descriere. Da, cum să repar dinozaurul meu de telefon n-am găsit. Ok, când eram mic, practic toate telefoanele le strecă, adică le reparam. Luăm cuțitul, luăm telefonul și... Fuck, l-am stricat mai tare. A apărut din telefonul miros ciudat. În caz de explodare l-am aruncat pe fereastră. Da, acum sigur am rămas fără telefon. Acum câteva luni trebuie să adun bani pentru un nou telefon. Mi-am amintit de banii care au fost ascunși în caz de carantină, deoarece am visat că planeta noastră va fi atacată de un virus și vom fi toți izolați. Bine că visul a rămas neîmplinit. Am luat banii, am mers la magazin, am venit de la magazin cu noul telefon. Am ieșit din casă. Stop, eu iarăși am uitat telefonul. Am intrat în casă. Unde e telefonul? Mai gata, te rog, mă, nu telefonul ăsta. Fuck! Nu! Nu! Pe scurt, mi-am spart telefonul. Prieteni, pentru partea a doua, haide să adunăm 10.000 de like-uri. Miau!